creștere alarmantă a numărului de accidente vasculare cerebrale în România. De vină sunt presiunile vieții moderne, stresul, goana cotidiană, alimentația dezechilibrată, dar și somnul insuficient. Potrivit unor statistici, țara noastră este plasată în primele trei țări europene în ceea ce privește incidența crescută a bolilor cerebrovasculare alături de Bulgaria și Rusia. Motivele pentru care suntem în acest nedorit clasament nu țin însă doar de stilul nostru de viață, ci și de lipsa politicilor de prevenție la nivel național. Stresul la care ne expunem este alimentația deficitară pe care avem parte sau pe care o alegem și face parte din viața noastră, este lipsa unui program de sănătate publică care să vină și să preîntâmpine aceste situații, sunt multe minusuri. Medicii recomandă să fim atenți la ce mâncăm, cât muncim, cât timp acordăm odihnei, dar și la cât fumăm și cât alcool consumăm. Dar avem și lucruri la îndemâna noastră, a ne schimba un stil de viață, a ne acorda timp nouă și familiei noastre, a face lucruri în așa fel încât să avem acel minim de echilibru care să contribuie la imunizarea noastră, la creșterea unui sistem imunitar măcar. Dacă viața noastră înseamnă alimentație proastă, nu înseamnă că nu pot, în același timp, să vin să preîntâmpin niște lucruri. Pe lângă schimbarea stilului de viață, vizita periodică la medic și efectuarea unor analize ar putea evita o situație tragică. Alimentația deficitară, consumul de grăsimi, de dulciuri necontrolate, mesele neregulate, lipsa de monitorizare prin analize periodice. Cunoașterea simptomelor unui accident vascular cerebral este esențială în prevenirea extinderii lezării creierului. Accidentul vascular poate fi recunoscut prin asimetria unor deficiențe pe o parte a feței, ori pe stânga, ori pe dreapta, paralizia pleoapei de partea contralaterală, gura lăsată. Accidentul vascular cerebral reprezintă o urgență medicală majoră, iar bolnavii trebuie să ajungă la medic sau la spital în cel mai scurt timp posibil de la producerea acestuia. În anumite forme, timpul optim de intervenție este de 3 ore de la debutul accidentului cerebral.